tatăl meu, de ziua ta primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi ți-au adus, dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Haideți, domnul Dan, haideți! Vă mulțumim din suflet! Haide, ieriți acolo! Aveți tortul care mai adus și noi, unul! Ia uite ce avem mai! O, chiar minunat! Păstraveți altă tortuleț! Păi, da? La mulți ani, domnul Dan! Vă mulțumim! Avem cadouri pentru dumneavoastră! Musafirii așa vin cu cadouri! De la cineva care vă iubește foarte mult! Este cineva acolo care... vreau să vă mulțumesc. Și eu îi mulțumesc, dar chiar nu știu, viu. Ce ne intri pe noi? Viu. Bă, tu, bă, tu, copii. Nu, bă, fata, Manuela. Dar primul gând a fost la ginere. Da. Bă, da, bă, da, și ei tot copiii noștri sunt. Și ei sunt copiii noștri, dar eu chiar nu știam. Vorbi cu Manuela. Și așa, domnul Dan, ce se vede? Sărbătoriți ziua aceasta minunată alături de cei dragi. Da, da. Și totuși... Da, nu spusă mie, fata, nimica. Nu spusă, tati, hai că vă spun. Adevărul că dacă știam, plecam de acasă. Nu, da, să fi spus mie. Eu îi mulțumesc din suflet că e copilul este, meu și ea, nu? Este cineva păi care... E sigur că e fata? Care dintre fații? Păi nu s-ar putea să fie doamna soție? Nu, că nu cred că mă duce atâta de mult treaba asta, să nu spuneți că o bat. Avem aici un tortuleț cu multă dragoste pentru dumneavoastră. Avem șampania cu foiță de aur. Bă, 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 auzi și tu mie și... și baloane ca să vă jucați. Eu? Ei! Acolo scrie tati că dacă era făcută surpriza de zori, scria soțul. Da, da, fata, fata, ea e făcută. Avem aici, într-adevăr, pe tort la mulți ani, din inimă pentru tata. Dar deci, sigur e care, dintre, de care dintre ele să fie? Manuela, e cu Manuela. Zice că Alexandra e aici acasă? Da, ori cred că... Păi și Alexandra când veni? Veni de mult? Nu, aseară, Manuela a făcut. Nu, Alexandra cu ei împreună. Manuela a făcut. Alexandra, Alexandra și cu Vio. Amândoi. Alexandra și cu Vio? Da. Deci, domnul, până la urmă, la cine rămâne? Alexandra. La Manuela. Nu, nu știu, Alexandra. Domnul, sunteți curios? Da, sunt. Păi dați-ne dumneavoastră un nume care s-ar ține de așa ceva. Scumpul și dragul meu tată, vreau să-ți urez din suflet un sincer la mulți ani. Și mai vreau să-ți spun... că îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și copiii mei. Chiar dacă am greșit mult față de tine, tu ai avut putere să mă ierți mereu. Te iubesc mult, tati meu, la mulți ani, să ne trăiești mulți, mulți ani, de aici înainte. Te iubesc, tati, cu mult drag, Manuela. Da, Alexandru, dai la meta de bine, Manuela. Cei care au bucuria de a sărbători alături de dumneavoastră sunt aici să ne ajute să cântăm și la mulți ani. Dar Manuela a fost și anul trecut. A avut una plăcere de a face o surpriză. Anul ăsta de asemenea. Avem aici o ramă cu poze pentru dumneavoastră. Dar să știți că ceasurile astea ale noastre sunt mai speciale, așa? Dau timpul înapoi. Da, e chiar frumos, dar... Chiar nu-mi spusă mie, Manuela, nu știu la ce vorbi.
Da, da, și ceas. Trebuia să-mi dai o seama de la... De când am întrebat că am vrut să iau 200 de șampanie și am zis că nu ce vreau decât una, că ce mai avem noi. Bă, dar ce răspășim cu două? Da, da. Păi, dă-i și ceas! Dă-i și ceas! Noi avem pregătită și o melodie, dar boxa noastră, de când am fost ultima oară la dumneavoastră în casă, a prins un rav, nu pornește până nu aude două cuvinte magice. Alexandra, cred că tu le știi. No, doamna soție le știe. Doamna, nu așa. Eu îți urez la mulți ani, multă sănătate. Și să nu te mai înjure și el. Bun, hai și cu pupii cu acela. Hai salutul în bună de teori. A, păi nu așa, doamna. Avem aici, ca de fiecare dată, și pentru dumneavoastră, și pentru mine, un buchetel de flori. N-am vrut să-l iau de la început, ca să-l derutăm așa un pic pe domnul Dan. Și deci, până la urmă, boxa noastră a auzit cuvintele magice. Cuvintele magice. Ce să-i spun că-l iubesc? Perfect! Așa-i urez tot. Deci o să-i spui, dar nu acum. La mulți ani, să fie sănătos. Și pupicul ăla așa cum trebuie, odată, un... Da, da, să rămână ca... Tatăl meu, din ziua ta, primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi s-au adus, dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Și dacă soarta vrea să mă lucruie și cu destinul mai trei. Vine câteodată timpul așa să
spune mulțumesc celor care mi-au ajutat, celor care mi-au făcut mare. Asta a încercat și Manuela, pentru că cu fiecare ocazie care o găsește, lasă-mă aș vrea să cumpere timp pentru dumneavoastră, să-i fiți alături cât mai mult timp. Să le puteți fi alături, în primul rând, nepoților. Alexandra, ești gata? Că suflet, că pentru ei trăiesc, pentru ei și pe ele, iar la fel sunt fetele mele și fac orice. Și simt lucrul ăsta, domnul Dan. Și tocmai de aceea și ele încearcă să vă vadă fericit, să vă vadă bucuros. Și să știi de nevastă, să nu mai poate ai văzut pe noastră fost cu alta și pe mine. Cu fratele meu, doamnă. Eu cu fratele meu, cu sărbătorii. Să sănătate, să te țină cât mai mult lângă noi. Bun, o îmbrățișare și un pupic. Da, dar nu pe el mă fie. Perfect. Eu sunt iubul. Perfect. Mama, eu îți mulțumesc pentru flori, pentru buchet. Da, dar să feriți, nu-ți dau nimica pentru buchet. A? Așa, bu, dacă îți doresc buchet, dar ce să-i facă o... Un copilion ceva. Păi da, o să-i fac, că să trebuie niște. Ne rog, tati. Ne Anu! La mulți ani, tati, să fii sănătoasă și te aștept să vii acasă, de Paște. Că vreau să fac și o surpriză. Da, da? Da? Să vezi și Și să nu te mai duc cu unul, nu, e păcat să fie nevasta, că ăla cu cotohârdele mi-a zis. Să-ți iubești fetele cu dragul și cu dragul. Și vezi că mai ai încă doi băieți. Și de la ai grijă, tot ca de bine. Acum ce-o vrea Dumnezeu. Bun. Mamă, tata. Băi, să fie cuvinte. E cuvinte, am avut copii cu părinți. Să mai fac ceva. Sănătate la toată lumea, să fie și voi la mulți ani. La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Haideți, tare! Și soția! Soția să iubească, familia da. Să iubească! Haideți cu dorința în fâșii și dați tare în lumânărelele dumneavoastră! Bravo, aplauze, vă rog! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani! Bun, domnul! Și cum vă simțiți la ăștia 25? Demonstrația a doua oară azi. Foarte bine. Foarte bine mă simt. Bun, păi și cum se face domnul la ăștia 25 așa spre 52? Cum se face? Veni surpriza de la fată și dumneavoastră când pusărăți dorința în gând și suflarăți în lumânări, pusărăți dorința exact ca la 25-25, cu gândul doar la doamna. Păi cu gândul doar la doamna, domnul, e corect față de fată. Să-i cu gândul la toată familia mea, la copii, la nepoți și la Căliți. Și la ea, și la ea, că cu ea... Păi și amanta tot povei. A, pula alta? Da, păi mai zice ce mai de nevază, uite-o, deci îți dea Dumnezeu sănătate, să fii sănătos la piatra, la mulți ani. La mulți ani, sănătate. Bun.
Bun. Perfect. Eu mulțumesc la toți care sunt aici. E cumnatul meu, care eu sunt obsedat de el, că eu numai cu el umblu. Cumnată mea este soția lui, cumnată mea ducă a lui frate meu, pe frate meu, că suntem decât doi și vă iubesc din tot sufletul meu. Ginerii meu, fetele, nevastă mea, toată lumea care e. Bun, și acel ceva special pentru doamna soție. Nevastă mea, o iubesc din tot sufletul meu, am 30 de ani de zile cu ea și sper să trăim până cât o mai avea de la Dumnezeu viață. Bun. Pentru Manuela o iubesc din tot sufletul meu, e copilul meu și e viața și preferata mea. Și mă pupă la cură să mă iubesc. Măi, păi nu așa, doamnă. Haideți cu pupii! Hai mă, pupă-l, Zoli, pupă-l! Hai, pupă-l! Așa de avion e familia mea toată care e aici! Scată la căpim nebun! 3, 2, 1 și... Tatăl meu, de ziua ta, primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi ți-au adus. Dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești tată lângă mine. Și dacă soarta ar vrea să vă lucruia, și cu destinul meu voi lupta mereu. Peste toate tată lângă mine, voi lupta cu tot ce-mi stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale. Lângă mine.